Haideți, vă salut. Hai să-i dăm drumul la o poveste. Am hotărât să o fac în aer liber, în parc. Să-i dăm drumul la povestea cu fapte din Belgia. Acum, prietenul ăla meu, din alte povestiri de la Brașov, a hotărât să plece din Italia, să meargă, și făcuse el o așa zisă brigadă, să meargă în Europa, la treabă. Evident, eu n-am vrut să plec din Italia, am vrut să rămân aici. Acum, eu făcusem un schimb cu el, cu mașinile. Luasem un Audi A6 de la el și i-am dat un BMW seria 5. Acum el cu mașina aia a plecat la treabă. Mașina aia era pe numele meu. Era cu numere de Bulgaria, dar era pe numele meu mașina. Pleacă la treabă cu încă 3 băieți, springari băieții, nume sonore după la Brașov. Era, acum juca în altă categorie, nu mai era cum făceam noi pe în Italia. Deja era la un nivel mai avansat în infracțiuni. Acum alerga până Austria, până Germania, până Elveția, pe unde a alergat el. La un moment dat a ajuns în Belgia. Băi, eu aveam, să zic, cât aveam atunci? 21-22 de ani aveam. Eu nu ieșisem niciodată din Italia la treabă. Numai pe Italia eu stăteam. Eram aici de la 14 ani, îți dai seama, mi-era greu să plec în alte părți în timpul ăla. Acum ăsta mă sună într-o seară și îmi zice: bă, frate, sunt în Austria, am dat într-o fabrică mare de tot, am dat de un seif mare, am rupt vreo 2-3 pânze de flex din alea de tăiat. Zice, ia un flex din ăla bun. Nu mai știu ce mi-a mai zis să iau. Și hai repede în Austria. Zic, bă, frate, pentru mine Austria, îți dai seama, era ceva ieșit din comun Austria pentru mine. Eu nici nu știam unde era Austria pe hartă. Zic, bă, tu ești nebun la cap. El m-a chemat ca și cum mă chema, hai până la gară, frate, să mă iei, sau de la bar, hai să ne găsim. Păi tu mă chem pe mine în Austria, ești nebun la cap, eu eram afară, eram cu băieți afară la bar. Zic, ia uite, bă, frate, ăsta e nebun. În sfârșit, ei și-au făcut treaba pe acolo, până la urmă a chemat pe altcineva de la Brașov, plecase omul, am aflat după aia, plecase omul de la Brașov, s-a dus după ei, eu nu m-am dus. Le-am sunat, mă, să vin, ești nebun, păi tu îmi dai adresă să plec acum în Austria. Nici nu prea aveam bani, nici... În fine, la un moment dat, el a ajuns pe în Belgia. A dat stânga, dreapta, a ajuns pe în Belgia. Când a ajuns în Belgia, ce au făcut? Au parcat mașina greșit, necunoscând legile pe acolo, i-au încărcat aia mașina. Acum i-a sărit pe oameni de mașină, nu mai avea cu ce să alergi. A trebuit să apelezi la mine iar. Bă, frate, plătesc cât este, numai să vii să scoate mașina, că e pe numele tău, nu mi-o dă ăștia. Nu i-o dădea, nu era cu procuri, era acte de Bulgaria, îți dai seama. Bă, acum Belgia, era mai ceva ca Austria. Bă, tu ești nebun la cap, mă faci să vin în Belgia acum după tine. Zice, bă, frate, trebuie să mă ajuți neapărat. Deci în Austria n-ai venit, hai, a fost așa pe grab, a fost pe din alea, te înțeleg, dar zice, acum cu mașina asta ești nebun la cap, am oameni după mine, nu pot să scot mașina, deci trebuie să vii. Bun, mă, frate, hai că vin, văd eu ce fac și vin. Mi-a trimis bani de bilet, mi-a trimis tot ce trebuia ca să plec în Belgia. Acum am luat bilet. Zic, gata, mă, frate, am luat bilet, vin în Belgia. Unde? La Bruxelles. Bun. Iau avionul, plec, fac câteva ore bune până acolo. Ajung în aeroport. Când ajung acolo, eu am plecat cu
cartelă de Italia, nu mai aveam bani, nu aveam ofertă, nu puteam să-l sun. El nu putea la fel. Dar el mi-a zis, zice, bă, trimit eu pe cineva în aeroport și te așteaptă. Bă, când m-am văzut acolo în aeroportul ăla, nu era nimeni. Am început, m-am uitat stânga, dreapta, acum aveam bilet numai dus. Într-un final a venit un băiețea și a zis, bă, frate, tu ești Florin, da. Zice, hai cu mine, vină încă. M-a luat ăla, m-a băgat în mașină, am plecat. Am ajuns acasă la ei. Ei stăteau în casă. Am ajuns, era dimineață. Acum, băieții lanți de la Brașov erau de altă categorie, îți dai seama. Salut, frate, salut, băi. Îți mulțumim toți că ai venit să ne ajut să ne luăm mașina. Chiar ai caracter, chiar ești băiat cum trebuie. Dacă era altul, unul dintre ei care era șeful, cum ar veni, ce zice? Zice, bă, du-l pe băiat la restaurant, du-l afară, du-l, nu-l ține frate în casă, că uite, omul a venit după noi să ne rezolve treaba, e cu noi. Eu trebuia să scot mașina și să mă întorc înapoi, nu aveam nicio treabă eu. Ei era cu springul, era cu... Eu eram în plus acolo, nu aveam nicio treabă. Ei erau brigadă, erau... Acum m-a dus ăsta pe la baruri, pe la terase, pe la restaurante, stânga-dreapta. Acum ce zice? Bă, Florin, vezi să nu faci, că noi pe 2007-2008, în Italia, când erau navigatoarele alea, GPS-urile alea, mai dileam câte un geam și mai ardeam câte unul din ăla. Acum îmi zice, vezi că aici la fiecare mașină are GPS în geam. Vezi, poate încep cu din ălea. Băi, frate, uite ăla, ne facem de rușine la ăștia, îmi zice. Ai, că a început să plângă copiii. Și zic, nu, mă, frate, stai liniștit cum dracu să încep cu navigatoarele. Zice că ăștia sunt de altă categorie, frate. Și, bă, oamenii erau cu, în timpul ăla cu barbă aranjată, frumos. Ziceai că-s directori, îmbrăcați frumos, nu figuri, nu... Nu-ți dădeai seama de ei, oamenii erau șpringari, dar de nivel înalt, nu era de ieri. Acum mă duce la un bar, s-a făcut noapte, s-a făcut, bă, urma a doua zi să mergem să scoatem mașina, că am fost la poliție ziua, ne-a dat ceva acte, am plătit pe acolo ce era de plătit, urma a doua zi să mergem să scot mașina de la gardă, din depozit, din ăla. Acum seara, s-a făcut seara. M-a dus la o terasă, acolo era o româncă frumoasă, rău. Și am fost acolo. Hai la bar, frate, stăm la bar, hai. În timpul ăsta, cum stăteam noi acolo cu prietenul ăsta meu, a mai venit unul, șeful lor, cum ar veni. Ăla care a zis de vreme, a zis, bă, du băiatul stânga-dreapta. A venit și el, a sunat, bă, frate, unde ești? Păi sunt aici, stai că vin și eu. Stai că vin și eu acolo, a venit și el. Ăsta acum era băut. Deci era băut. Șeful cum ar veni. Era băut, tovarășul ăsta meu ce zice? Bă, ăsta e cam prost, când bea e prost, frate, caută din alea cu lumea, dar nu caută și doar atât. Dacă îl vede pe vreunul că se uită pe el, deja ăsta e cu brișca, e cu... Bă, omul era să vedea pe el că era criminal din ăla. Era criminal în sensul că îl vedeai că nu era fraier, era, nu era din ăla, nu vorbea mult. A venit acolo băut, s-a pus lângă noi. În timpul ăsta la bar, au început să vorbească cu românca aia acolo. Eu stăteam retras, îmi vedeam de treaba mea. Stăteam fiecare pe un scaun la bar, așa. Cum stau acum pe bancă, așa stăteam la bar. Nu uitam la aia, o apreciam pe aia de acolo. Unul la masă, să mor eu dacă vă mint, dacă nu, să masturba. Deci, eu când l-am văzut pe moșul ăla, m-am uitat, nu-mi venea să cred. I-am zis lui prietenul ăsta meu, bă, uite bă ce face ăla, bă, să masturba pe românca asta, cum ar veni. Bă, dar ce plânge, bă, l-a luat aiurea să mor eu și a venit pe capul meu aici.
Și în timpul ăsta au venit doi albanezi. Albanezii se vedeau și aia pe ei că nu erau fraieri. Cu gentuță, frumos. Au venit. S-a pus lângă șeful, cum ar veni. Lângă românul nostru. S-a pus acolo, a luat de băut. Când a scos să plătească, a scos un portofel cu atâta teancă. Era full, de-a de 500. Full era portofelul. Acum l-am văzut și eu. Că la albanezul ăla a avut așa figuri pe el când a scos portofelul să plătească. Vezi, Doamne, el avea lovele pe el. Șeful, ce-i zice lui prietenul meu? Bă, dă-mă brișca să-l arăt pe ăsta, băga mea și pula familia lui. Fraierul înțelege, care era lângă el, înțelege. Că albanezii de obicei înțeleg românești. Ba, stă cu românci, ba, au românci, ba, înțeleg. A înțeles. S-a dus la baie albanezul ăla, cred că a făcut expres să vadă dacă se duce cineva după el. Ăsta s-a dus după el la baie. Nu știu ce i-a zis acolo, dar i-a zis ceva. Îți dai seama, nu s-a luat de el, dar i-a zis ceva arogant. A vorbit în aroganție, așa, a aruncat două, trei vorbe și a ieșit afară. Albanezul ia pe prietenul lui și pleacă. Eu acum i-am zis lui, când am auzit, bă, frate, de brișca și din alea mie, mi-ar dea într-o țară străină, era prima oară când plecam eu eram copil, aveam 20 și ceva de ani. Acum îi zic lui prietenul meu, bă, frate, hai, bă, să nu fac ăsta dezastru, ești nebun, faci, dăm în altele aici, lasă-o în pula mea, eu am venit să-mi fac treaba. Zice, bă, doar am zis eu că ăsta-i fraier, că o seară înainte s-a luat de unii, în loc să-i dea marfă, i-a dat sare și i-a bătut pe ea pe acolo, pe niște marocani. Tot la barul ăla se întâmplase treaba, eu nu știam nimic. Zice, băi, ăsta e de belea, frate, cu el. Când bea să-mi caută numai din alea urâte, e de belea, nu ține cont de nimeni. Băi, el nu părea așa, deci fraier nu era deloc, deci vorbesc foarte serios, fraier nu era deloc. El se lardă pe ăla acolo. Ăia au plecat. Acum când au plecat ăia, m-am bucurat. Zic, bă, bine că au plecat, frate. Cine știe ce s-a întâmplat pe aici. Bă, dar n-a trecut 10 minute, au venit înapoi. Când a venit înapoi, unul dintre ei, ăla cu bani, la spate, cum avea geaca, că era pe timp de iarnă. Cum avea geaca, i-am văzut borseta, la spate avea borseta și avea trancanul în el. Acum eu nu știam cum să-i zic lui ăsta, bă, are trancanul ăla la el. Zii să stea dreacu liniștit, poate începe să ne ciuruiască ăștia pe aici. Bă, m-am văzut urât tare, îți dai seama, eram acolo, m-am văzut urât tare. Zic, bă, când o începe ăla cu brișca, ăsta cu trancanul, ce dreacu ăla la... Acum s-a pus acolo și zice, bă, frate, fii atent. Îi zice albanezul ăla. Eu am înțeles, zice, ce ai zis tu, nu sunt fraier, nu. Bă, vorbea bine, frate, vorbea și italiană, vorbea și românește, vorbea în toate limbile. Zice, nu sunt fraier, am înțeles ce mesaj ai dat tu, că vrei să mă arzi, că nu-i loc, i-a zis, stai liniștit. Ăsta tot l-a luat peste picior, nu știu ce i-a zis, dar oricum n-a lăsat garda jos română. Nu l-a impresionat deloc. Eu acum eram impresionat că el nu l-a impresionat cu pistolul. Deci, bă, nu l-a impresionat cu pistolul. Deci, chiar deloc. La un moment dat, a stat, ei au vorbit pe acolo, la bar, dar vorbeau liniștit, vorbeau, nu era agitat deloc. Nici unul, nici altul. La un moment dat, ne-am pus la masă cu ei. Hai, frate, că a zis albanezii, hai, frate, că plătim noi, stai liniștit, oferim noi. Bă, ne-am împrietenit cu aia, cum ar veni acum. Am băut, au plătit ăia. Au plecat. Hai, noroc, au plecat. Bă, mint, îmi cer scuze. Mașina o scosese. Mașina era în față, scosese mașina ziua, era în fața barului mașina. Mint, îmi cer scuze. Scosese mașina. Deci fusesem la gardă, scosese mașina în ziua aia. Eram cu mașina noi. Mașina era în fața barului. E acum a stat la depozit la gardă să descărca bateria la mașină. Când am ieșit să pornim mașina să plecăm, conduceam eu. Conduceam eu că ăștia erau băuți și mi-a zis prietenul ăla meu, zice, bă, condu tu. Bun, frate.
Când ne-am urcat să plecăm, bateria moartă. Bă, era ruptă bateria. Unde să iei tu? Bă, eram în... Poate nu era centru, dar oricum era zonă traficată, dar era undeva, gara era în față, era o gară, nu știu ce gară era acolo, dar era o gară în față, la câțiva metri era gara. Ăsta ce zice? Hai frate, să facem, dar imediat s-a dat jos din mașină, hai vină cu acest, să facem rostul de o baterie. Și unde dracu o baterie, era noapte. Era o dubă pe acolo, s-a dus, i-a dat geamul jos imediat la duba aia, s-a urcat înăuntru, a deschis capota, zice, scoate-i bateria. Bă, bateria lui ăla era strânsă în șuruburi. M-am dus eu la mașină, mi-a zis prietenul ăsta meu că avea o cheie acolo, în patent, i-am adus cheia să desfacă bateria, am desfăcut bateria frumos. Bă, dar liniștiți, trecea lumea pe acolo, noi eram capota deschisă, liniștiți, am desfăcut bateria la ăla. Îmi zice, bă, ăsta, îmi zice... Ajută-l pe prietenul tău cu bateria. Și am apucat amândoi, care e torțile la baterie, am apucat amândoi, unul de o toartă, unul de alta. Am trecut vă două benzi acolo de... Era două benzi pe un sens, două pe sensul ălaltul. Deci era patru, cum ar fi. Am traversat cu bateria în mână, i-am închis capota lui ăla. Bă, ceva normal, băi, frate. Bă, și eu mai făceam din astea, dar îmi permiteam în Italia, acolo nu știam eu cum stă treaba în Belgia, în timpul ăla. Am traversat, am scos bateria, în timp ce noi puneam bateria la BMW-ul, oare în spate, la porpagaj, tot puneam bateria în spate acolo. Era seria 5, dar modelul ăla mai vechi, ăla din 2000-2002, parcă. Îi puneam bateria acolo, peste drum a trecut un... taliban din ăla, bă, dar era mare, era imens ăla. Ăla tot se uita la noi cu porpagajul. Ăsta îi zice, ce morți, mă, titi, uiți, mă, îi zice lui ăla. Iar, dă-mă brișca, băga mea și pula în familia, ce morți, mă, titi, te uiți, să treacă după ăla. Ăla a văzut agitația, a intrat într-un bloc imediat, a plecat, zic, bă, ăsta e nebun, mă, mâncața și pula ta, ăsta e nebun. Deci îți dădea numai din ălea aiurea. Acum zice, bă frate, hai să mergem, vorbesc ei amândoi, hai să mergem la ăla cu cazinoul ăla. Îmi zice, bine, fă stânga, fă dreapta, bă, eu nu eram în program de treabă. Fac stânga, fac dreapta, ajungem, îmi zice, parchează aici. Parchez în față la o clădire care acolo era un centru de asigurări. Era o bază de asigurări auto. Parchez acolo în față, scria mare, asigurări și nu mai știu ce mai scria, îți dai seama. Parchez acolo, mergem puțin pe jos, îmi zice, vino și tu. Și eu rămân pe stradă, era un semafor. Deci eu rămân aici pe stradă, era semafor și mi-a zis, tu te uiți, stânga, dreapta. Ei erau undeva în spatele meu, dar la vă câțiva metri. Bă, acolo am văzut eu. Deci eu mergeam la treabă de la 14 ani. Nu aia era problema, nu mă impresiona nimic pe mine. Dar acolo am văzut adevărați hoți care erau pe un alt nivel. Bă, m-am uitat, vă jur, m-am uitat stânga. Deci m-am uitat la ei cum ar veni. Ei erau la ușă. I-am văzut, m-am uitat stânga, dreapta. Și când m-am întors să mă uit, ei deja erau înăuntru. Bă, deja intrase înăuntru. Au intrat înăuntru. Bă, au stat. Eu tot am rămas acolo la semafor. Lângă semafor era și o stație de asta de la autobuz. Și eu m-am băgat în stația aia, în față la stația aia. Vezi, doamne, așteptam autobuz. Și acum mă uitam acolo. Bă, au stat. Cât au stat, au ieșit afară. Au ieșit cu un săculeț plin de 1 euro și 2 euro. Acum se certau amândoi. Bă, gamea, și când am găsit banii, când ei știau că era pont acolo de bani. Bă, în săculețul ăla erau bani. Exact suma precisă, nu mai știu câți au fost, dar pentru mine erau mulți. Pentru ei nu erau nimic. Deci aia au început să certe acolo. Bă, gamea, și când nu i-am găsit, când morții lor... Aia a stat vreo 10 minute, cred, înăuntru. Au căutat bine, nimic. În
clădirea aia. Acum ce zice? Zic, lasă-mă frate că e bine, eu îi ziceam lui prietenul ăsta meu, bă, dar e bine mă frate, tu ești nebun, un euro și 2 euro, păi acolo avem 2-3 mii de euro liniștit, ești nebun la cap. Zice, stai bă cuvinte, ce dracu, păi aici nu s-arde cu 2-3 mii, am venit pentru 2-3 mii. Stau să număr mărunți. Erau buni și ăia, îți dai seama că erau buni, dar ei vroia, ei văzuse ceva bani cu ceva zile înainte și era program să-l ardă pe ăla, dar nu i-a găsit bacnotele, i-a găsit măruntul. Acum îmi dă mie săculețul ăla, în față unde am parcat mașina la aia de asigurări, era un părculeț. Îmi zice, bă, fii atent. Ia și du-l acolo, să n-avem nimic în mașină și stai acolo. Stai acolo cu telefonul. Eu acum am rezolvat să-mi treaba cu telefonul, puteam să sun. Ei vorbesc amândoi, eu m-am dus acolo, ei vorbesc amândoi și decide să ardă baza aia de asigurare, să intre și în aia. Bă, sare gardul amândoi acolo, în față. Mașina era în față. A sărit acolo, la un moment dat a început alarma să sune. Bă, dar suna rău, tare de tot. Ăștia să iasă nimic. Eu din față de la parc, ce mi-a trecut pe-n cap? Băi, mă duc să iau mașina. Eu am încercat să apelez, să-i zic, bă, sună, dar oricum el auzea că erau acolo. Dar nu mai ieșeau. Am stat un minut, am stat două. Zic, bă, frate, vine garda și aici, sigur. Și așa acolo e gardă, ca în Italia, ca în alte părți, m-am gândit, vine gardă, dă un morțic, doar nu suna o oră să nu vină. Să iau mașina de acolo, din față. Mai ales că era și pe numele meu. De aia nu-i bine să dai mașină la hoț. Îl sun pe telefon, el îmi răspunde și îmi zice, stai mă liniștit. Îi zic, bă frate, sună alarma. Da mă, stai liniștit că sunt aici, stai liniștit. Zice, ia mașina de acolo, din față, mut-o dacă e. Pleacă cu ea. Eu când a strâns el bornele la baterie care am pus-o la bar, nu le-a strâns bine la plus, la minus, una n-a strâns-o bine. Și când m-am urcat în mașină să plec cu mașina de acolo, iar mi-a dat ca și cum nu avea baterie. Zic, bă, să vezi că nici asta nu-i bună bateria. Eu nu m-am gândit că borna nu-i strânsă bine, să o mișc sau... Am închis aia, am lăsat-o acolo. Am plecat în parc iar, stăteam, bă, suna alarma în continuu. La un moment dat, dar după minute bune, iese ei afară. Ei când a ieșit afară au început să certe amândoi. Să certa, a venit în parc. Peste drum era parcul ăla, eu am strigat de acolo, bă, sunt aici. A venit acolo, bă, frate, ce faci? A venit prietenul ăsta meu, a alergat. Zice, ce faci aici? Hai la mașină. Zic, de ce n-ai mutat mașina? De ce n-ai plecat cu mașina? Zic, bă, nu pornește, nu știu ce morție are, nu pornește. S-a dus el la mașină, a mișcat repede bornele, zice, hai mă frate, urc la volan. Am pornit mașina, am plecat repede de acolo. Bă, în mașină, acum, prietenul ăsta meu s-a urcat în spate, ălălantul s-a urcat în față. Ăștia au început să certe urât tare de tot. Bă, că ești fraier, ei ce-a făcut? A găsit seiful acolo. L-au tras cât l-au tras, era mare și nu puteau să-l scoată afară. Când nu ăsta din față îi zicea lui prietenul meu, bă, că tu nu trebuia să ieși afară, trebuia să mai stăm acolo, să mai încercăm. Ăsta îi zicea, bă, ești nebun, a stat deja o grămadă de minute, a sunat, sună alarme, sună, vine gardă. Ce gardă, bă, frate, tu ești fraier, tu nu înțelegi, tu. Îți arăt eu cum să fur. Acasă mai erau doi băieți, dormeau. Zice, dă-i drumul acasă. Am ajuns imediat acasă, stânga-dreapta am ajuns acasă. Zice, așteaptă aici mașină. Prietenul ăsta meu îmi zice, bă, ăsta e prost când bea. Zice, nu mai ține cont de nimic, că vine gardă, că nu vine gardă. Face un jăpcar ăsta, bă, frate, de n-ai văzut. Îi trezește pe aia, bă, ia treziți-vă. Urcați în mașină. Bă, s-au trezit aia, făceau numai din alea. Unii merge, frate, lasă-mă ca să vedeți. S-au urcat și aia mașină, dă-i frate înapoi la fapt. Bă, deja când te întorci înapoi, e urât. Că au început să certe. Bă, frate, că tu ești sclav, îi zicea ăla lui prietenul meu. Bă, că tu ești un sclav, că tu ești învățat cu din alea pe Italia de 2 lei. Lasă că-ți arăt eu cum se face treaba. Cum... Bă, când am ajuns acolo în față, bă, ăsta a vrut să-i bage pe aia doi și să intre și el, să iasă iful ăla la japcă, să-l ia de acolo.
Când am ajuns acolo în față, când am, cum era clădirea pe dreapta, cum mergeam noi, bă, nu era mașini, nu era trafic, eram numai noi atunci. Am avut un noroc și un bulan. Garda, era multă gardă acolo. Erau 3-4 mașini de gardă, stăteau cu lanternele și se uitau la clădire. Deci verificau toată zona cu clădirea. Acum ăla ce îmi zice? Dă-i tare, dă-i tare. Prietenul meu îmi zice, bă, nu mai avea din alea în cabă, frate, cu dă-i tare să vină garda. Nici eu nu eram de acord, dă-i tare. Bă, dă-o ușor, că dacă e să vină, îți dai seama, atunci îi dai tare. Dar dacă, ce faci, faci alarmă înainte? Am trecut frumos pe lângă ei, am făcut stânga și ne-am dus. Aia nici nu ne-au observat că noi am trecut pe stradă, pentru că erau axați pe clădire, se uitau, verificau acolo, urât. Bă, zic, uite, bă, frate, cu cine am, unde am ajuns eu să fac fapte cu ăștia pe aici. Bă, din alea urât, jepcar, din aia urât. Adică oamenii ardeau și la dulce și așa, în toate felurile. Eu cu prietenul meu nu prea eram învățat la japcă atunci, în perioada aia. Era ceva nou pentru noi, îți dai seama, sună alarma, pleci, frate, ce faci, mă mai întorc la fapte. Ei s-au întors că nu-i venea să creadă, să scoată, să iei folac. Vezi, doamne, l-au mutat dintr-o parte în alta, nu mai era mult să-l scoată oricum. Și asta a fost, a doua zi, băieții au fost recunoscători cu mine, mi-au dat un ceas din ăla bun, bun. Mi-a dat un card care mi-a mers mie, mi-am plătit autostrada vreo 2 ani la rând până m-a... Vreun prieten, vreun fraier mi l-a luat din mașină. Mi-au dat vreo 1000 de euro între, cu biletul și cu toate ele. Îți dai seama, oamenii au fost recunoscători că m-am dus... Aia nu luau laptopuri, nu luau plasme, nu luau... Luau bani și aur, atât. Ei aveau laptopuri cumpărate. Eu tot trăgeam de unul, dă-mă, frate, și mie un laptop. Pune-mă să-ți dau, sunt cumpărate. Nu, noi nu ardem laptopuri, nu ardem. Dacă era în Italia, îi luam și priza, și antena lui, și decoderul ăla de internet. Dar oamenii erau la alt nivel și... Și uite, așa m-am urcat în avion și am plecat. La vreo săptămână m-a sunat prietenul ăla meu. Bă, ăsta, bă, prietenul ăla meu nu era fraier chiar deloc. Avea și el vreo 5 ani atunci făcuți, mai făcuse cu mine, după a căzut iar încă vreo 3-4 ani până Austria. După s-a întors să alerge cu mine, că s-au certat într-o seară, i-au spart mașina pe autostradă, a început ăla să dea cu picioarele, i-a spart parbriz, i-a spart mașină, s-a lăsat unul pe altul pe acolo. Ăla era nebun, a chemat pe unul de la Brașov cu un taxiu, a început să ardă pe acolo cu un taxiu de România, a căzut pe la pușcărie până Austria. Tovarășul ăsta meu a venit la mine să facem treabă pe aici, dar i-a venit și lui mandat din Austria sau Germania, nu mai știu, vreo 3-4 ani. Dai seama, oamenii din asta trăiau, de asta făceau. Au dat în diferite țări, s-a făcut greșeli și s-a ajunge și la din asta, ce se face. Bun, asta a fost povestea din Belgia. Vă salut și numai bine, baftă!